Am revenit la știu. Dacă nu mai suporți reclamele de pe YouTube, Facebook sau Instagram, am o veste proastă pentru tine. Americanii vor să pună reclame pe ecranul de blocare al telefoanelor. Dacă tot te uiți la ceas, poate cumperi și un tricou. Reclamele vor ajunge pe telefoanele Android după ce companiile de telefonie din America au dat mâna cu Glance ca să folosească aplicația lor pentru asta. Aplicația este deja instalată pe telefoanele noi, dar enervează pe utilizatori care o dezactivează după ce își iau un telefon, asta dacă nu cumva este dezactivată direct de producător. Românii sunt sensibili la reclame, peste 80% spun că nu le plac reclamele care arată femei în bucătărie sau bărbați care au mașini puternice. Explicația: nu ne plac stereotipurile. Pe oamenii de la noi îi atrag reclamele amuzante care îi ajută să se relaxeze. Uneori nu doar reclama este amuzantă, ci și produsul. Un producător de hârtie igienică a pus pe rafturile de la noi hârtia cu aromă de cocean. Fraților, e timpul să ne luăm hârtie igienică înapoi, pătrățel cu pătrățel. Noi aici avem deja hârtie cu arome de import, cu mango, cu lavandă, cu măr și orhidee. Dar am zis să facem o hârtie cu aromă inspirată din propria ogradă. Dar care să fie aceasta? Curzică, prea înțepător. Cu usturoi, sănătos, dar nu pentru toată lumea. Diploma de bac, nu-i bună nici să... Apoi ne-a lovit inspirația, fix când stăteam acolo unde le vin românilor cele mai mari idei, la laptop. Încearcă acum aroma care te transportă în copilărie, când mergeai la furat de peperi pe câmp și trebuia să te oprești în lanul de porumb ca să stai pe laptop. Șterge-te românește! De fapt, acum spunea cu aroma din copilărie. Păi ar trebui să se adapteze cu secolul ăsta, că aroma din copilărie este mirosul de device-uri, știi? Cam așa ar trebui să miroase hârtia igienică. Uite, o astfel de reclamă, dar poate nu mai are enerva, dar nu mai suport reclamele. Hai să ne amintim la YouTube, când au băgat reclamele, aveai o reclamă peste care puteai să sari după vreo 5 secunde, așa. Acum sunt reclame peste care nu mai sari după 30 de secunde, te obligă să stai acolo 30 de secunde, chiar și un minut, bagă într-un calup 2-3 reclame și știi care e problema cea mai mare? Că nu sunt targetate. Că dacă mi-ar da reclame, uite, amuzante, reclame care să mă intereseze, să mă facă într-adevăr să vreau să cumpăr un produs, dar nu vii cu un produs care nu are nicio legătură cu istoricul meu de căutări, cu nimic din ce fac pe net, ca să-mi bagi pe gât o chestie pentru că doar, eventual, doar ăla ți-a băgat ție reclamă. Păi, lucrurile sunt foarte simple, Alex. Ca să fii targetat în anumite reclame, trebuie să nu mai dai să nu fii urmărit pe anumite aplicații. Pentru că în momentul în care dai să nu fii urmărit pe aplicații, evident că îți apar tot felul de reclame random. Adică și la ceea ce nu cauți, nu știu, îți apar la machiaje, la farduri, la parfumuri pe care tu probabil nu vrei. Asta odată. Și ai spus despre YouTube, că te enervează reclamele de pe YouTube. Păi bine, atunci dă niște bănuți în plus, da? Fă-ți un abonament și în momentul ăla o să scapi de toată situația asta cu banii în plus. Păi, scuză-mă, tu ești om de media. Cum trăim noi în media? Datorită reclamelor. Reclamelor bune. Reclamelor bune. Și să știi că n-am dat pe nicăieri să nu fiu urmărit. Eu chiar vreau să fiu urmărit, mai ales aici, pe Aleph News.